Gli hanno dedicato Mare l'Escritore d'origine belgiana, Francesc Eric Emmanuel Schmitt, membro all'Accademia Goncourt, cel care, pe lângă faptul că este un scriitor de ficțiune de primă mână, este și un mare dramaturg, jucat în toată lumea. Piesele tale sunt traduse și puse în scenă în peste 60 de țări. Romanul lui Eric Emmanuel Schmitt din ultimul timp a apărut la sfârșitul anului 2016 în Franța. Se numește Omul care vedea dincolo de chipuri și a fost tradus în limba română de Liliana Samuelson. Dacă în Noaptea de foc, Eric Emmanuel Schmitt ne dezvăluie momentul dramatic din deșert în care a început să creadă. În acest roman avem de-a face cu o radiografie a, dacă vreți, originii violenței și mai ales a violenței create de diferitele religii. Invitații mei de astăzi sunt binecunoscuta jurnalistă culturală Ana Maria Caia și alături de domnia sa se află scriitorul Marius Constantinescu. Deja volumul de memorie al domniei sale, Ruzii, este un bestseller și care vă e de asemenea binecunoscut, dacă nu din emisiunile culturale exemplare pe care le face la televiziunea română, din interviurile pe care le ia de fiecare dată la festivalul Enescu, care apar întâi la televiziune și apoi se concretizează în volume. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul Anei Maria Caia. O să citesc e de-abia lansată și e deja bestseller și nu mă miră, pentru că e o carte foarte alertă, se citește ușor, cu multă plăcere, subiectul este foarte actual. Ai impresia că citești un reportaj foarte bun sau că ești în mijlocul unei piese de teatru, chiar care redă o situație cu care, din păcate, suntem din ce în ce mai familiari. E o carte despre violență, e o carte actuală pentru că pornește de la un atentat terorist în Belgia zilelor noastre și încearcă să înțeleagă ce ar putea determina un tânăr să se sacrifice pe sine pentru a lua viața unor nevinovați. Sună sumbru, desigur, și o temă serioasă, dar cartea are și caracteristicile unui roman polițist, e plină de suspans și pe alocuri este chiar ironică, autoironică, chiar dacă subiectul este grav, nu se duce într-o zonă în care cititorul rămâne prea încărcat. Schmitt are la origine studii de filozofie, asta se vede și în alte opere de ale lui și aici, dincolo de mecanismele violenței, mecanismele terorismului, el se duce și înspre o meditație asupra lui Dumnezeu. De ce religia, religia zilelor noastre, se poate manifesta în unii oameni violenți? E chiar un fragment, un roman în care unul dintre personaje vorbește cu Dumnezeu. Scena e ușor, e foarte suprarealistă, de fapt, sub influența unor droguri, personajul intră în legătură cu Dumnezeu, Dumnezeul tuturor religiilor și discută cu acest Dumnezeu, printre altele, desigur, n-o să dezvălui, e unul dintre cele mai savuroase fragmente din roman, dar vorbește cu Dumnezeu despre cariera lui de scriitor. Pentru că Dumnezeul nostru, desigur, a scris trei cărți, Vechiul Testament, Noul Testament și Coranul, cu Coranul încheiindu-și această carieră de scriitor, care
nu pare a fi foarte reușită, de îndată ce cititorii lui nu înțeleg foarte bine despre ce e vorba. Schmidt e foarte clar, se înțelege despre ce e vorba în un roman, spre deosebire de Dumnezeu, mai puțin nuanțat. O să vă citesc niște fragmente chiar despre Dumnezeu, problematizat de personajul principal al romanului și de Schmidt, care apare, autorul apare ca personaj în acest roman. Prima oară credem că e un grandoman, un cult al personalității atât de dezvoltat încât se face personaj ca mare scriitor, apare în propriul lui roman, dar de fapt scenele în care apare mi s-au părut în definitiv destul de autoironice. Nu se ia foarte în serios. O să vă citesc despre Dumnezeu, acest Dumnezeu care poate să dea un scop teroriștilor. Și spune Schmidt: Dumnezeu pe care îl venerez eu nu declanșează nici gânduri, nici acțiuni negative. E un Dumnezeu care luminează, liniștește, insuflă iubire. În loc să aducească fisurile sau să amplifice vrajba, el ne face să pătrundem în unitate și în armonia totului, de unde de recunoștință, nu de invidie. Ne înnăbușă frustrările sau ne arată cât de ridicole sunt. Ne înalță, nu ne degradează, astfel încât tot ce zace în noi ne așează pe calea unei modeste smerenii. Dumnezeul acesta nu ne cere să ucidem, ne cere să iubim și să perpetuăm viața. Dacă nu Dumnezeu, cine împinge la crimă? Religiile? Dumnezeu este focul, religiile derivă din el ca un fel de răcii. Sunt diferite, dar conțin aceeași inimă, la originea lor arde aceeași flacără unică universală. De ce se multiplică? Pentru ce sunt divergente? Din pricina unor factori secundari. Dincolo de vorbe și concepte, focul persistă pentru a exprima inexprimabilul, profetul și misticul transpun, traduc, atunci intervine o scădere a temperaturii focului, o primă răcire. Pe urmă, textele circulă, modificate, rescrise. E a doua răcire. Pentru a doua oară scade temperatura. Apoi se stabilesc și se devinesc confesiuni, încât se instruiesc biserici. E a treia răcire. În cele din urmă, pentru a uni masele, în mod clar, simplu, focul e înlocuit cu dogme. Ei bine, atunci se poate ajunge la frigul polar. La replica asta, două fantome se pun pe râs. De Foucault din tavan și Buddha de pe canapea. Toată scena, toată conversația dintre personaje are loc în compania unor fantome, fantome ale unor oameni însemnați din istoria culturală și religioasă a omenirii. Și o să trec la un fragment despre în care personajul principal vorbește cu Dumnezeu. Dumnezeu îi răspunde unor întrebări. Și Dumnezeu explică din nou cum este el scriitor și cum și-a conceput cărțile cele mai importante pe care le transmite oamenilor. Deci vorbește Dumnezeu. În Geneză zugrăvesc o grădină a desfătărilor, un șest minunat unde Adam și Eva trăiesc fericiți. Apoi zugrăvesc din nou lumea asta a păcii, în ultimele rânduri ale Apocalipsei. Tot ce va încânta la început veți obține mai târziu. Speranța este reversul nostalgiei. Dar bărbatul și femeia n-au vrut acest Eden. Eva a mușcat din fructul cunoașterii, perechea a fost izgonită, el a fost condamnat la crută, ea să nască în dureri. Care e concluzia? Trebuie să dorești Edenul. Pentru a ajunge acolo, oamenii vor fi puși la încercare să îndure răul, suferința, nedreptatea. Nu se învață decât cu prețul efortului, dar fericirea de la sfârșit o va depăși pe cea de la început, deoarece o fericire dobândită e mai solidă decât o fericire căpătată. După cum vă dați seama și din fragmentele astea, e o carte probabil pe care aș recomanda-o tinerilor și foarte tinerilor. E o carte în care se explorează religiile în forma actuală, sentimentul nostru religios, raportul nostru cu Dumnezeu, dar și cu ceilalți oameni.
E o carte despre devenire, pentru că personajele sunt tinere și au nevoie de niște mentori. Și e o carte și despre moștenirea noastră spirituală și culturală, pentru că tipul, omul care vedea dincolo de tipul, vine de la acest personaj principal care vede spirite, dar nu sunt niște spirite care umblă brambura prin lumea noastră, ci fiecare om are un însoțitor care este important pentru el, însoțitorul acela fiind de obicei din propria lui familie, și probabil că autorul dorește să ne arate că e greu uneori să ne desprindem de moștenirea noastră, de înaintașii noștri, și poate că e și inutil să ne desprindem de ei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ana Maria Caia! Ai subliniat foarte bine că acest roman are și o tentă polițistă. El pornește ex abrupto, pornește de la un atentat, la ieșirea de la o mesă, la Charleroi. Și acolo, între oamenii îngroziți, unii morți, unii răniți, alții aruncați la pământ, se află personajul nostru principal, Marius Constantinescu. Mulțumesc, bună ziua! Nu eu sunt personajul principal, dar mă bucur că am ocazia de a vorbi despre această carte și de a vorbi din nou despre Eric Emanuel Schmidt, care într-adevăr este un bestseller aici, la Bookfest, un bestseller la Humanitas Fiction și un bestseller în general în Europa. Și cred că Schmidt a găsit cumva această griscă cu ouăle de aur, pentru că pe absolut orice ce pune mâna se transformă în bestseller. Lăsând gluma la o parte, evident că nu avea cum să fie altfel, pentru că Schmidt stăpânește la perfecție câteva ingrediente sau câteva tehnici care fac ca aceste cărțile lui să-și găsească imediat un public larg, un public divers și un public care, poate mai important decât toate celelalte chestiuni, rămâne alături de el, indiferent ce zonă tematică alege sau ce cheie în care să-și prezinte gândurile. Această carte, Omul care vedea dincolo de chipuri, cea mai recent apărută în România grație editurii Humanitas Fiction, cred că nu ar trebui să fie văzute de noi neapărat cumva în continuarea apariției anterioare tot aici în România, Adolf H., o lucrare monumentală dedicată unor figuri în oglindă, un Hitler pe care istoria ni l-a dat și un Hitler pe care istoria ni l-a refuzat, o lucrare absolut monumentală și admirabilă. Și cred că ar trebui să vină, într-adevăr, așa cum spunea și doamna Denisa Comănescu, mai degrabă într-o continuare a Nopții de Foc, acea noapte în care Schmidt are o veritabilă epifanie în deșert și în care își descoperă propriul Dumnezeu și propria relație cu credința. Omul care vedea dincolo de chipuri, așa cum v-a spus și Ana Maria, este personajul principal al acestei cărți, un tânăr de 25 de ani, un tânăr de condiție socială medie spre joasă, un intern în redacția unui ziar local din Charleroi, care are acest dar de a vedea alături de fiecare dintre cei cu care vine în legătură morții semnificativi ai acestuia, practic personajele din trecutul fiecăruia de care ne este greu să ne despărțim sau de care, dimpotrivă, ei, acești morți, aceste spirite, doresc să rămână alături de noi. Este, aș spune eu, un punct de cotitură în creația lui Eric Emanuel Schmidt, pentru că cred că este singura operă de ficțiune asumată în care Schmidt își conferă lui însuși un rol principal. Eric Emanuel Schmidt, scriitorul, cu toate gonflările lui, dar și cu toate faptele reale și foarte ușor verificabile, devine personaj principal cu un rol activ și veți vedea către finalul cărții determinant în transmiterea acestei povești. Este un act de curaj, un act care poate fi văzut și ca un soi de vanitate, dar și ca un soi de autoironie, cum foarte bine a spus Ana Maria. Cu siguranță este un act grație căruia noi cititorii îl cunoaștem mai bine pe
Eric Emanuel Schmidt, intrăm în intimitatea lui, intrăm în reședința lui de la Dermanti, cunoaștem anumite obiceiuri, anumite idiosincrazii. Sigur că ne face să privim cu o sprânceană un pic ridicată această transformare în personaj, figura autorială a lui Schmidt, întrebându-ne oare Schmidt la ce va merge mai departe, dacă deja s-a transformat pe el în erou de carte, care va fi următorul pas pentru el. Dar dincolo de acest ocoliș suculent, trebuie să recunoaștem, cartea pune în discuție cele două dimensiuni ale lui Dumnezeu. Un Dumnezeu universal, văzut în repetate rânduri, în acest binom, Dumnezeul răzbunării, Dumnezeul necruțător și Dumnezeul iertării și al iubirii, cel în care de multe ori ne place să ne sprijinim. Și sunt foarte multe puneri în oglindă ale acestor două chipuri ale lui Dumnezeu, inclusiv scena despre care Ana Maria v-a spus deja, o scenă extinsă și foarte, foarte bine scrisă, trebuie să recunoaștem, o reală conversație, un interviu ca la carte cu Dumnezeu, prilejuit de o incursiune semi-onirică, semi, să spunem, stupefiantă, grație ingerării unor stupefiante din America de Sud. Am ales și un fragment de citit, tocmai pentru că mi se pare o modalitate foarte modernă și foarte proaspătă de a reevalua această figură a lui Dumnezeu cu ambele atribute. Biblia, de exemplu, începe destul de bine cu facerea, cu Dumnezeu care pune ordine în haos și creează niște lucruri geniale, ca stelele, globul pământesc, oceanul, diamantele, portocalele, piersicile, ciocolata, pisicile, penele de păun, digestia. Până aici avem de-a face cu un Dumnezeu blajin și generos. Pe urmă, se înfurie, îi pedepsește pe Adam și pe Eva, fiindcă fac o greșeală, îi gonește din rai, îl condamne pe bărbat la muncă și pe femeie la durere. Ce caracter murdar! Așadar, euforia n-a ținut mult. Înverșunarea continuă secole și secole în șir. Dumnezeu își regretă bunăvoința și generozitatea, e dezgustat de ființele pe care le-a creat și organizează un prim genocid. Pune la cale potopul ca să termine cu toți cei vii. Din fericire, familia lui Noe scapă, își continuă existența, dar nu trece mult și Dumnezeu se supără din nou. Incendiază orașele ca Sodoma și Gomora, Atma, Zeboim. Când sub comanda lui Moise își eliberează poporul de sub jugul faraonului, trimite Egiptului 10 plăci, broaște, țânțar, lăcuste, bube, ape otrăvite, care se termină cu uciderea pruncilor. Dar apoi ordin să se facă băi de sânge pentru recucerirea pământului făgăduinței, în detrimentul populațiilor locale, provocând astfel un al doilea genocid, cel al cananeenilor. Și te scutesc acum de sfaturile pe care le-a dat lui Solomon, să-și distrugă adversarii, lui David să-i lichideze pe filisteni, de discursurile pompoase și dușmănoase din psalm. Dumnezeu belicosul provoacă războaiele de ale căror reguli își bate joc. Și, departe de a se opri doar la soldați, își varsă mânia pe femei, pe copii, pe oamenii cei mai slabi, pe cele mai nevinovate populații civile. În Noul Testament se mai potolește puțin, cu toate că își trimite fiul să crape pe o cruce, pe urmă tună și fulgeră în cartea din urmă, Apocalipsa, o profeție înspăimântătoare, conform căreia patru cavaleri, călare pe patru cai, unul alb, unul roșu, unul negru și unul gălbui, aduc biruința, discordia, foametea și moartea. Acesta este fragmentul la care m-am oprit eu și dacă veți cumpăra cartea și dacă veți plonja în măruntare ei, veți vedea că mai apare și o a treia dimensiune a lui Dumnezeu, care ne este revelată de înseși replicile acestuia în acel pseudo-interviu despre care v-am vorbit. Este un Dumnezeu al precauției, un Dumnezeu al rezervei și un Dumnezeu care, prin această dimensiune absolută și demiurgică a lui, are generozitatea sau poate ironia, veți decide dumneavoastră, de a pune omul în prim plan și înzestrându-l la rândul lui cu liber arbitru, de a-l face de fapt propriul stăpân al propriei sale sorți, dincolo de orice fel de pendulare a acestuia
către o imagine sau alta a divinității. Divinitatea fie cea pe care v-am citit-o, cea aceasta răzbunătoare, vindicativă, fie divinitatea care orice s-ar întâmpla, iartă și iubește. Este o invitație pe care vă lansez, aceea de a descoperi acest al treilea tip al lui Dumnezeu și de a vedea care ar putea fi posibile resorturi pentru o radicalizare de tip religios, intrând în această carte, în Omul care vedea dincolo de chipuri, o altă probă până la urmă și a versatilității, care este un dar indiscutabil al lui Eric Emanuel Schmidt. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Marius Constantinescu, pe mine m-ai convins. Dacă n-aș fi citit cartea, aș fi luat-o imediat după speech-ul tău. Vă mulțumesc foarte mult, e un roman original, un roman foarte îndrăsneț. E o mare îndrăsneală să porți un dialog cu Dumnezeu sub orice formă romanescă în zilele noastre. E o mare îndrăsneală să poți să disociezi cu multă subtilitate forme ale răului care provin din religii, diferite religii, în speță aici sunt Biblia și Coranul, cele două pe care se axează permanent Eric Emanuel Schmidt. E un roman plin de energie, un roman care vorbește în același timp despre zilele noastre, căci pornește de la un atentat real, de la Charleroi. E un roman puternic, în care, iată, pe 300 de pagini, suntem plimbați din actualitatea cea mai acută până la originile religiilor. Vă mulțumim!